Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Semnele vremurilor, partea a treia. Vă vor omorî pentru numele meu. Matei, capitolul 24, versetul 9. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi: vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Am citit din Matei 24, versetele de la 9 la 12. Să remarcăm cuvintele: vă vor omorî. Raiul este plin de oameni pentru care s-a împlinit deja această profeție. Dar ura împotriva creștinilor nu a dispărut. Vocea Martirilor, o agenție creștină care apără libertățile religioase, anunță că în ultimul secol au fost uciși pentru credința lor mai mulți urmași ai lui Hristos decât în toate celelalte secole la un loc. Mișcarea de evangelizare mondială raportează o medie de 165.000 de martiri pe an, de peste 4 ori mai mulți decât numărul martirilor din secolul trecut. Astăzi, statele care pretind că apără libertatea religioasă experimentează o împotrivire și o discriminare a creștinilor în creștere accentuată. Profesorii nu întârzie să-i ridiculizeze pe studenții care cred Biblia. Prezentatorii și moderatorii emisiunilor radio-televizate îi denigrează pe credincioși. Ne putem aștepta ca persecuția să ia amploare, iar când se va întâmpla lucrul acesta, cei care au convingeri fragile se vor prăbuși, astfel că dragostea celor mai mulți se va răci, cum am citit în versetul 12 din Matei 24. Cei cu inima împărțită vor deveni cei cu inima împietrită. Clandestinii spirituali își vor abandona posturile. Mulți dintre cei care frecventează biserica vor fi demascați ca lupi în piei de oi. Ei nu doar că își vor părăsi credința, dar vor face ca viața celorlalți credincioși să fie grea, nefericită. Când se vor întâmpla lucrurile acestea, Domnul Iisus ne-a sfătuit: vedeți să nu vă înspăimântați. Când perspectiva se întunecă, fericita nădejde a revenirii lui Hristos, de care pomenea Apostolul Pavel către Tit, capitolul 2, versetul 13, e menită să liniștească și să anuleze frica.